Consiliul Regional de Regiunea Vanoa și Franța, cu care avem o relație din 2005, cu vicepreședinții și cu Consiliul Regional, poate pe scurt am stabilit trei lucruri care vizează colaborarea la nivelul Consiliului Județean. În primul rând, am discutat despre posibilitatea intrării într-un parteneriat al siturilor de tip Auvergne. Ei au astfel de 13 de obiective în Franța. Vom înainta un proiect de propunere pentru luna octombrie și sperăm ca anul viitor să realizăm un mai vechi deziderat al Consiliului Județean, un festival internațional al cetăților medievale de tip Auvergne, care să facă prin rotație toate țările care au situri sau cități de tip Auvergne. Un al doilea punct al colaborării s-a referit la energiile regenerabile. E un proiect tot așa mai vechi. Practic, în urma colaborării cu ei, am fost primul județ care am înființat la nivel de județ acea asociație federativă la nivel național, care desfășoară primele proiecte de energie regenerabilă și am ajuns un model pentru celelalte județe din țară care vreau din proiectul nostru. Iar ultima chestiune s-a referit la schimbul de tineri. E și aici o colaborare mai veche. Anual, tineri studenți din județul Alba pleacă pentru studii în Consiliul Regional la Manș. În următorul an îi primim la noi pe cei din Franța și ne-am întâlnit și cu studenții români și cu studenții francezi care au fost la noi. E un proiect care se dezvoltă în continuare și care merge foarte bine. Asta foarte pe scurt.